Vă salut aici în scoarul Europei la acest eveniment. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care au manifestat interes și au venit la acest eveniment de lansare în campania electorală. Înainte de a da start, vreau să fac un anunț. Avem aici un panou care este pregătit pentru inscripționarea problemelor municipiului Chișinău, așa cum le văd cetățenii simpli. Chiar dacă vin cu un program electoral, aceasta nu înseamnă că documentul în cauză va rămâne static până la sfârșitul campaniei. Toate problemele care le-am colectat până acum își găsesc reflectare în acest program electoral și vom continua în aceeași măsură, pentru că vocea oamenilor trebuie să fie auzită, iar cetățeanul cu toate nevoile și grijile lui trebuie să fie în centru administrației municipale. În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine și m-au sprijinit la prima etapă de colectare a semnăturilor pentru înregistrarea în cursa electorală. A fost un proces foarte dificil și complicat, dar am demonstrat întregii comunități urbane că se poate. Atunci când mergi cu dreptate și adevăr înainte, ai și sprijinul oamenilor. Încă o dată, mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit și mulți dintre cei care au mers din casă în casă cu lista de subscripție în mână se află printre dumneavoastră, sunt susținătorii mei și pentru acest lucru vă mulțumesc. Pornesc în această campanie în calitate de candidat independent, dar nu sunt singur. Am în spate o echipă de oameni onești, profesioniști, oameni energici, împreună cu ei vom încerca să convingem că se poate și în capitala Republicii Moldova să fie ales în calitate de primar general un candidat independent. Sunt singurul candidat independent la funcția de primar general și văd în această calitate un avantaj în raport cu ceilalți candidați. Cu permisiunea noastră am să fac o succintă prezentare a programului electoral în așa fel ca să vedem care sunt problemele și soluțiile problemelor din municipiul Chișinău și după care, sigur, să mergem toți împreună la treabă, pentru că avem foarte mult de muncit. Stimați prieteni, prezența mea în fața dumneavoastră spune înainte de toate că sunt pregătit pentru o competiție politică extrem de grea. Iar prezența dumneavoastră în fața mea semnifică faptul că sunteți gata să mă ascultați și eventual să-mi acordați sprijinul. În toate câte le facem, trebuie să întrunească multe, foarte multe condiții, iar una dintre acestea este absolut obligatorie. Încrederea. Încrederea mea față de dumneavoastră și încrederea dumneavoastră față de mine. Astăzi vreau să propun atenției dumneavoastră programul de acțiuni cu care sunt gata să dau start activității mele în calitate de primar general al municipiului Chișinău. Cetățenii vor da note acestui program, dar e de datoria mea să spun ce prezintă acest program de gestionare a capitalei. Vreau să aduc rezolvare problemelor care, din păcate, nu au fost soluționate o perioadă lungă de timp. Vreau să răspund la întrebările pe care le-ați rostit ani și ani la bucătărie, deschizând frigiderul și negăsind bucata aceea de unt dorită de copiii dumneavoastră, lăsând palma pe calorifer și văzând că nu e cald pe măsura banilor pe care îi plătiți pentru căldură, venind seara târziu de la serviciu, în plin întuneric, într-o capitală despre care se spune că ar fi scăldată în lumini. Știu că viața dumneavoastră se deosebește foarte și foarte mult de cea pe care o descriu funcționarii primăriei în rapoartele lor. Nu depinde unde se fac aceste rapoarte. În fața lui Ștefan cel Mare, în umbra Arcului de Triumf, în fața primăriei. Se minte în aceeași măsură. Se minte cu aceeași nerușinare. Timp de mai mulți ani am fost martori ai unor curse nebune pentru jilțul de primar al Chișinăului. Singurul mijloc prin care se poate ajunge în acest jilț este să se obțină voturile cetățenilor. În acest scop, s-au înrolat echipe de pisar pentru a articului discursuri dintre cele mai credibile,
Dar dincolo de aceste discursuri, cetățenii au găsit aceeași nepăsare, aceeași birocrație, corupție, cumătrism, interese de grup. De fapt, de la toți aceștia se cerea extrem de puțin. Ce ați dorit dumneavoastră întotdeauna? Să aveți un loc de muncă ca să nu vă cedeze nervii între cei patru pereți ai apartamentului. Să fiți plătiți cât de cât, că aveți și dumneavoastră probleme de achitat căldura și gazul, de îmbrăcat niște copii, de tratat o hipertensiune sau o altă maladie. Să vă vedeți copiii învățați și cu un loc de muncă aici, lângă voi, să fiți cu toții acasă ca să nu trăiți din pachete aduse cu microbusele din Italia sau de la Moscova. Am stat mult și am gândit în ce măsură aș putea fi eu credibil după ce această noțiune, încrederea, a fost devalorizată cu desăvârșire. Dacă minciuna are atâtea șanse să fie crezută, de ce atunci adevărul și dreptatea să nu aibă șanse? Programul cu care vin în fața dumneavoastră este înainte de toate un răspuns la întrebările care vă frământă. Vin cu un program de modernizare, de renaștere și de dezvoltare a municipiului Chișinău pentru perioada 2011-2015, dar care pune începutul unei abordări cu o durată mult mai mare. Programul se sprijină pe 7 principii, stabilește 7 direcții strategice și incorporează 10 și 10 de acțiuni prioritare de soluționare a problemelor Chișinăului. Soluțiile mele se bazează pe multiplele discuții pe care le-am avut cu cetățenii urbei în identificarea de noi idei de dezvoltare a Chișinăului. Fără a avea asemenea discuții, ne putem pomeni vorbind despre lucruri diferite, în limbi diferite și despre un viitor diferit. În același timp, experiența internațională avansată în domeniul gestionării orașelor mari este un manual care trebuie citit bine și învățat în profunzime. Cu toate câte s-au spus până acum, cu toate acele frumoase spectacole despre un nerușinat funcționar prins cu mită, Primăria Capitalei se identifică ușor la ora actuală cu corupția și cu mătrismul. Vreau să spun, și cred că sunteți de acord cu mine, că locul acestor spectacole e pe scenă, pe când combaterea corupției trebuie să capete un caracter absolut real. Când vorbim despre dezvoltarea municipiului, trebuie să avem în față nu doar cartierele capitalei, dar și suburbiile orașului, acolo unde problemele sunt de multe ori mai grave decât cele pe care le vedem în grădina publică sau în zona telecentrului. Foarte des aceste localități sunt lăsate în voie unor administratori care se află mai mult la Roma decât la Sâncera sau în alte comune, fără să le piese cât de cât de problemele cu care se confruntă locuitorii acestor suburbii. Vorbind despre principiile de guvernare, insist să le punctez aici pentru că în felul acesta îmi asum public să le respect întocmai. Primul, transparența în acțiuni și accesul sporit al cetățenilor la informații cu caracter public. S-a vorbit și până la mine despre transparență, însă trebuie să mergem mai departe de faptul de a li se da ședințelor Consiliului Municipal caracter public. Trebuie să se facă lumină peste ceea ce se întâmplă până și după aceste ședințe. Al doilea principiu, responsabilitatea în derularea activităților și utilizarea banilor publici. Mic sau mare, dar primăria are un buget. Atâta timp cât un buget înseamnă bani, va exista și tentația de a gestiona aceste mijloace. În acest proces, noțiunile de ordine sunt responsabilitatea și eficiența. Al treilea, profesionalism în abordarea problemelor de dezvoltare a municipiului Chișinău. Viața capitalei se constituie nu doar din concerte organizate în Piața Mare Adunări Naționale. Chișinăul are drumuri, rețele de termoficare, străzi care trebuie luminate, deșeuri care trebuie evacuate, copii care vor să se joace. Fără a manifesta profesionalism, nu poate fi vorba despre o bună gestionare a treburilor într-un municipiu cum este Chișinăul. Al patrulea, parteneriatul strategic cu ONG-uri și grupuri de inițiativă cetățenească, sectorul de afaceri, donatori, mass media, comunitatea universitară și științifică. Am avut suficient de mulți primari care au știut cel puțin așa la părerea lor absolut totul. Pentru că nu a existat societate civilă, nu a existat oameni de afaceri. Presa a fost doar cea plătită de ei. Oamenii de știință au tot mers pe jos între casă și catedră pentru că nu întotdeauna au avut bani pentru transportul public. Al cincilea principiu vizează cooperarea eficientă cu Consiliul Municipal Chișinău.
pentru coordonarea adecvată a acțiunilor în guvernarea urbei. Trebuie să se înțeleagă toată lumea că aleșii locali urmează să lucreze în serviciul cetățeanului. În calitate de primar, liber de interesele de partid, îmi va fi mai ușor să găsesc limbă comună cu fracțiunile din Consiliu. Pentru o bună cooperare cu Consiliul Municipal este nevoie de voință, dar și de inteligență și competență. Al șaselea principiu, delegarea exactă a responsabilităților către viceprimari, șefi de direcții și conducători a întreprinderilor municipale. Atunci când responsabilitățile sunt clare, este mult mai ușor de identificat persoana care nu își onorează angajamentele. Al șaselea principiu, vizează monitorizarea strictă a tuturor activităților desfășurate de subdiviziunile subordonate primarului și Consiliului Municipal. Monitorizarea înseamnă supraveghere, iar supravegherea de multe ori intră în lanțul sinonimelor noțiunii de calitate. Toate aceste principii conferă acoperire tuturor direcțiilor de activitate ale primăriei și implică o schimbare de abordare în relația administrație-cetățean. O superficială înșiruire a sarcinilor pe care le văd ca prioritate pentru primarul general al municipiului Chișinău pune în capul listei combaterea corupției și a traficului de influență. Este de neconceput astăzi o relație cu administrația locală și subdiviziunile acesteia în afara plăților de multe ori în expresia unor sume greu de imaginat. Mai mult decât atât, s-a reușit chiar schimbarea modului nostru de gândire, când orice problemă care are ca loc de soluționare primăria începe cu a găsi pe cineva cunoscut în această instituție. Nu e normal, dragii mei. Nu e normal și trebuie să punem capăt unor asemenea practici. Nu mai vorbim despre faimoasele licitații pe care le organizează administrația și după care, prin strictă respectare a legislației, a regulamentelor și tot între ghilimele fie spus a bunului simț, câștigă unele și aceleași companii. E o nedreptate cu organizatorii la vedere sau cei din umbra acestor licitații încă nu sunt distinși cu titlul maestru în artă sau artista poporului. Corupția și traficul de influență reduc la cote dintre cele mai mici efectele financiare și implicit sociale ale oricăror activități economice desfășurate în perimetrul municipiului Chișinău. Capitala este singura unitate administrativă în Republica Moldova care are capacitate economică în putere să acopere partea de cheltuire a bugetului. Constat cu mare părere de rău că economia orașului nu este expresia unor defalcări în buget care ar permite soluționarea problemelor sociale ale capitalei. Școlile și grădinițele ar rămâne fără învățători și fără educatoare dacă nu ar fi și cele câteva sute de lei pe care le achită părinții în diferite fundații, sutele de gherete cu care ne trezim zi de zi pe sub balcoane și prin curțile caselor nu înseamnă deloc și creșterea încasărilor, piețele agricole sunt niște colhozuri în care banul conviețuiește cu șpaga și mizeria, serviciile publice se asociază perfect cu faimoasa dombâta din strada armenească în care se intră ca într-un film de după Revoluția Socialistă. Este clar că activitatea economică a municipiului nu poate fi redusă doar la gherete și piețe agricole. Sectorul privat este cel care duce după sine acea garnitură grea a întregii economii și din acest motiv suntem obligați să creăm condiții favorabile pentru acest segment. În plus, sectorului privat trebuie să-i se dea în gestiune și sectoare dintre cele mai importante, nu doar cezmăriile și saloanele de manicură. Economia Chișinăului are suficient spațiu pentru a genera locuri de muncă, pentru a dubla defalcările în bugetul municipal. Pentru aceasta însă este nevoie de voință politică, este necesar să se treacă de la retorică la lucruri concrete. Această constatare este valabilă și în vederea îmbunătățirii infrastructurii și a fondului locativ. Dacă și se întreprinde ceva la această oră, se face fără a avea un program municipal de dezvoltare a sferii locativ-comunale. De zeci de ani se lucrează așa. Locuitorii capitalii sunt supuși presiunii unor probleme care nu pot fi soluționate fără implicarea activă a factorului administrativ. Cresc tarifele la căldură, crește prețul gazelor, este greu de achitat consumul de energie electrică. De ce e tot mai greu și mai greu? Pentru că pe lângă factorii obiectivi mai există și niște instituții a căror activitate se reduce doar la citirea contoarelor. Restructurarea și dotarea tehnică a întreprinderilor municipale ar permite reducerea pierderilor în rețea, ar face posibilă micșorarea tarifelor, ar crește calitatea serviciilor. Ce alte dovezi decât evidentele economisiri de resurse energetice mai trebuie aduse pentru a se insista la termoizolarea blocurilor? Favorizarea consumului mare de resurse energetice împinge consumatorul spre o reală incapacitate de plată. Una dintre soluții este desconcentrarea serviciilor de asigurare cu agent termic și concesionarea serviciilor de apă și canalizare. Cu cât mai devreme vom începe, cu atât mai repede vom înainta în procesul de modernizare a capitalei. O altă problemă a Chișinăului tânăr, stimați prieteni, este cea a locuinței.
De bine de rău, un loc de muncă mai poate fi găsit. Dar fără casă, viitorul tinerilor familii arată foarte și foarte trist. Lipsa unei perspective cât de cât clare privind șansele de a avea propria locuință împinge tinerii noștri să plece din Moldova. La început pentru un an, doi, apoi pentru totdeauna. Sunt absolut convins că aplicarea unor mecanisme de creditare a tinerilor familii, simplificarea procedurilor de accesare a diferitelor fonduri ar ține aici, iar stimula să creeze familii sănătoase. Iar municipalitatea trebuie să-și asume partea sa de contribuție în acest sens. Când vorbim despre infrastructură, volens nolens, în fața noastră apare un grup de oameni în salopete portocalii. Unul din ei cu o mătură unge cu smoală gropile din carosabil, altul aduce cu lopata asfaltul fierbinte, iar al treilea cu altă lopată le tipărește, așa cum știe el. Iată întregul pachet tehnologic de care dispun drumare Chișinăului. Dar nici aceste lucrări nu se fac chiar întotdeauna. Trebuie să avem alegeri ca să apară pe străzile capitalei grupul acela de oameni cu salopete, în salopete portocalii. Soluția viabilă în această problemă este concesionarea serviciilor de reparație a drumurilor. Licitarea gropilor din asfalt, cum am numit eu acest proces, ar scoate de pe umerii primăriei o povară imensă, iar străzile orașului ar fi reparate mult mai operativ și mai caritativ. De fapt, nu doar reparația drumurilor reîncadrată strict în anumite calendare politice și măturatul străzilor, tot de anumite evenimente este prins. Trebuie să vină sărbătorilor de Paște ca să ridicăm gunoiul de jos. Dacă Chișinăul se dorește un oraș european, trebuie să acceptăm și angajamentul reconstrucției și extinderii infrastructurii. Cât privește desconcentrarea traficului în interiorul Chișinăului, soluția ne trimite la amenajarea parcărilor sub diferite forme și în diferite zone ale urbii. Și mai ales că instalarea unor semafoare în zonele cu risc sporit pentru pietoni, dar și pentru automobiliști, costă mai scump decât zecile de vieți pierdute în aceste zone. O asemenea logică nu poate decât să te pune pe gânduri. Marea schimbare pe care au așteptat-o locuitorii capitale se referă și la o altă atitudine față de educație. Timp de mulți, mulți ani, pedagogii au fost desconsiderați și chiar scoși din agenda oamenilor politici. Maximul ce s-a făcut ulterior e că învățătorii noștri au recăpătat dreptul să-și numească cum vor ei limba vorbită și istoria, adică limba română și istoria românilor. Dincolo de aceste subiecte, ei au rămas și mai departe prost plătiți, prost îmbrăcați, mereu bănuiți de corupție și niciodată repuși la acel loc de cinste pe care îl merită. Grădinițele și școlile, spitalele trebuie reparate și dotate cu echipament, cu mobilier. Trebuie să reducem cartea în biblioteci. Completarea fondurilor de carte din donații reprezintă condiția de cerșetor a acestor instituții. În general, această condiție de cerșetor se lasă ușor atribuită domeniului social. Este mai mult decât obligatoriu să se treacă de la acel act de binefacere, drept care se dă asistența socială, acum la obligațiune care îi revine statului și, în cazul nostru, și municipalității. Sistemul de înlesniri sociale, la călătoriile în transportul public pentru pensionarii de vârstă, invalizi și studenți care nu dispun de posibilități financiare pentru achitarea tarifelor existente, trebuie regândit. Acest segment nu este cel mai indicat domeniu în care să ne putem etala calitățile de promotori a economiei de piață. Nu întotdeauna sau aproape niciodată cei săraci poartă vina pentru sărăcia lor. Un domeniu a cărui fundație este gata să cedeze este domeniul urbanistic. Un domeniu măcinat de corupție, învăluit în mistere, prins strâns în cleștere unor scheme generatoare de venituri. Vreau ca Direcția Generală de Arhitectură și Urbanism să fie reorganizată astfel încât corupția să fie stopată la eliberarea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construcții și altor documente. Vreau limitarea factorului uman în luarea deciziilor. Mașinile electronice nu iau mită. Vreau stoparea demolării clădirilor istorice. Vreau ca municipiul Chișinău să urmeze în dezvoltarea sa anumite concepții, niște planuri urbanistice bine gândite, bunul simț. Știu că și dumneavoastră doriți același lucru. Dragi prieteni, cu aceste câteva pagini pe care am așternut mesajul meu electoral, am vrut doar să vă demonstrez că gândim la fel. Avem aceleași dorințe și putem constitui o echipă. Cu toată experiența acumulată în cadrul unei formațiuni politice, declar acum absolut sincer că dumneavoastră sunteți singura echipă în care mă pot realiza ca personalitate și cu sprijinul dumneavoastră ca primar general al municipiului Chișinău. Mai aproape de oameni înseamnă mai aproape de dumneavoastră. În calitatea mea de candidat independent, vă îndemn să-mi acordați tot sprijinul în această campanie și eventual să ne mobilizăm exemplar pentru 5 iunie anul 2011.
Vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit și, așa cum spuneam, am în spate și o echipă. O să rog câțiva colegi de-ai mei să vină la această tribună și o să încep cu domnul Viorel Chivriga, expert economic. Dragi prieteni, dragi colegi, într-adevăr, o schimbare la fațadă se face foarte simplu, dar o schimbare fundamentală în toate domeniile importante pentru un oraș, pentru o capitală europeană, vin mai greu. Vin atunci când vin oameni competenți, oameni care cunosc ceea ce e economie locală, ceea ce e infrastructură modernă, ce schimbări trebuie să fie realizate în domeniul social, în politicile de mediu și este și mai important când acești oameni sunt tineri, sunt oameni care cunosc situația reală și care pot veni cu soluții reale de a schimba situația spre bine. Deci orașul Chișinău a fost văduvit, ca și multe altele, de atenția celor care trebuiau să realizeze reforme. Dar asta nu înseamnă că orașul Chișinău nu poate avea o șansă de a fi modernizat, de a fi considerat o capitală modernă, de a fi un refugiu pentru toți tinerii care au plecat din țara asta și în același timp ar fi ca o oază. Deci într-o țară care este măcinată de o mulțime de probleme. Orașul Chișinău are nevoie de o șansă și probabil că șansa vine cu oamenii, cu oamenii care tind să facă bine poporului, orașului, dar și semilor săi. Mihai are toate calitățile de lider, este politician, este o persoană care știe ce e economie locală, este o persoană care știe ce e proces legislativ și cel mai important este o persoană care are deja o platformă. O platformă care conține niște acțiuni foarte relevante, niște acțiuni foarte concrete de a schimba situația din municipiul Chișinău. Și probabil numai din acest fapt el merită și o șansă, dar merită și încrederea multor de noi. Ar fi foarte bine ca să fie, deci, obținut un rezultat pozitiv și după 4 ani de guvernare, după 4 ani de conducere, într-adevăr să vină iar din nou în fața dumneavoastră cu o listă, ca și cea de astăzi, dar în care să fie realizări. Cred că merită să-i spun și cred că este necesar să-i spun drum bun înainte. Succes, Mihai! Mulțumesc, Viorel. Acum vreau să-l invit pe colegul meu, Corneliu Gurin, expert juridic. Stimați locuitori ai Chișinăului, stimați prieteni, dragi colegi, eu sunt jurist de profesie, am o experiență de 15 ani de activitate, mai mult de 15 ani de activitate în domeniul respectiv, dar vin în fața dumneavoastră în calitate de persoană de încredere a unicului, de fapt și de drept, candidat independent la funcția de primar al capitalei, domnul Mihai Godea. Cred că din ceea ce am spus, anume cuvântul încredere, poate fi determinant și este ceea ce contează cu adevărat. Încrederea este ceea ce lipsește în mare parte multor locuitori ai acestui oraș, din cauza că ea a fost furată, din cauza că a fost pierdută, din cauza că oamenii au lăsat-o deoparte, pentru că cei în care au avut cândva o mică doză de încredere, au pierdut-o. Au făcut greșeli și au pierdut această încredere. Candidatul Mihai Godea este o persoană care consider eu că merită această încredere și faptul că am decis să-l susținem, faptul că am decis să mergem împreună cu el, spune despre aceea că omul Mihai Godea este o persoană de încredere și el. În țara noastră, dar mai ales în municipiu, există foarte multe lucruri care pot fi soluționate și trebuie soluționate, însă, deși despre ele cunosc politicienii noștri, administratorii noștri, cunosc cetățenii, de multe ori se evită a discuta, se evită a aborda aceste probleme. Și noi avem o anumită abordare, aș spune eu, revoluționară pe alocuri și nestandardizată. De ce? Pentru că ceea ce apare în programele concurenților, ceea ce cunosc toți, de fapt o poți găsi în toate manualele, poate și de
economie politică și de economie aplicată. Însă sunt lucruri concrete pe care le pot rezolva oamenii, pe care le poate rezolva municipalitatea. Și chiar dacă sună foarte pompos, de exemplu, abordarea unor probleme din domeniul justiției, corupției, administrării eficiente, chiar și aici, nu doar statul, nu doar puterea centrală este cea care poate veni cu soluții. Și o să vă aduc câteva exemple, în opinia mea, destul de simple, dar despre care nimeni nu vorbește. Toți spun că avem nevoie de o justiție independentă, competentă, profesionistă, de calitate, care să asigure omului dreptatea. Pentru aceasta sunt nevoie, desigur, de reforme la nivel central, legi, schimbări de mentalitate și așa mai departe. Dar pentru Chișinău, domeniul justiției necesită o reformă destul de simplă. De fapt, necesită un efort financiar și tehnic. Noi trebuie să avem în Chișinău un palat municipal al justiției. Un palat în care să fie concentrate toate instanțele de sector, în care oamenii pot să se afle în condiții normale atunci când se rezolvă procesele, în care justițiarii își pot desfășura în condiții normale activitatea și de aici vom avea nu doar beneficii de exercitarea justiției, ci vom avea chiar beneficii economice, practice. 5 sedii de judecătorii din municipiul Chișinău se eliberează, 5 sedii de sectoare se transferă, sediile respective se eliberează, nu mai trebuie să plătești atâta pentru serviciile comunale, nu trebuie să întreții 5 clădiri separate. Un alt domeniu, ordinea publică. Vorbim atât de mult despre necesitatea ordinii publice, a păstrării, nu doar a securității cetățenilor, ci a lucrurilor elementare, a curățeniei, a ordinii în parcuri. Și aici există iarăși un domeniu neexploatat. Avem o lege, avem o situație, avem posibilitatea să instituim gărzi populare. Municipalitatea poate să plătească aceste gărzi, care să se dedice nu prinderii criminalilor, nu unor măsuri de anvergură cu tentă penală sau de alt gen, ci lucrurilor simple. Patrulare prin parcuri, patrulare pe străzi, pentru că cei sancționați odată sau de două ori pentru că aruncă gunoiul sau pentru că admit deteriorarea spațiilor verzi ori anumitor lucruri care se întâmplă în capitală, dacă vor fi sancționați, altădată nu se vor deda la asemenea lucruri. Sancționați vor fi simplu, cu bani. Nu este necesară de o politică penală în domeniul respectiv. Combaterea corupției. Iarăși, sună pompos, însă sunt lucruri iarăși elementare. Simpla cifrare a documentelor, cererilor care apar și a dosarelor care se examinează în primăria capitalei, aduce beneficii imediate, pentru că nu știi ce document se examinează și nu poți decide în folosul unui sau altui cetățean care te-a influențat. Alte lucruri, sisteme electronice de evidență a cererii, când doar o persoană, stadiul la care se află acest document, răspunde de el, imediat poți afla ce se întâmplă cu acest lucru și imediat știi responsabilul. Tot asta, după ce documentul este soluționat, poți vedea cine a avut interes, cum a soluționat și de ce a greșit. Contractele cu angajații în primărie. Iarăși, sunt lucruri elementare, însă nu se procedează la ele. Ele trebuie să conțină clauze despre normele etice și despre faptul că atunci când vei încălca aceste norme, imediat vei fi sancționat, vei fi concediat. Și atunci nu vor apărea problemele că eu îi concediez, dar cineva mi-i restabilește înapoi la lucru. Trebuie să știi cum să faci aceste contracte, trebuie să știi cum să concediezi oamenii care greșesc și atunci justiția îți va da dreptate. Abordarea inovatorie va fi probabil și instituirea unui fond special pentru premierea celor care vor denunța fapte de corupție în primăria Chișinăului, pentru că atunci când există un stimulent, oamenii altfel procedează și un anumit procent din așa numită mită solicitată, dacă va fi acordată omului care o va denunța, cred că va schimba și ea, va impulsiona lucrurile în domeniu. Există multiple tehnologii noi de soluționare a problemelor administrative și iarăși un lucru elementar. De multe ori când suni la primărie, suni la serviciile primăriei, nu noi ne ocupăm cu aceasta, sunați în altă parte, căutați în altă parte. De mult este necesar un centru unic de reluare a tuturor sesizărilor cetățenilor, indiferent cum sunt ele, electronic, telefonic, prin scrisori sau altfel. Cetățeanul trebuie să aibă un punct de la care să pornească, deja cum funcționarii se organizează, cum rezolvă aceste probleme, este o altă temă. Însă el trebuie să aibă unde să-și adreseze respectivele mesaje, unde să-și spună durerea și să fie conștient că această durere va fi abordată și va fi soluționată. Noi avem capacități. Știm cum pot fi abordate problemele și am spus că avem chiar abordări nestandardizate în multe domenii. Ne dorim să fim în slujba oamenilor, ne dorim să redăm încrederea în administrație și contăm pe sprijinul celor care fie au pierdut încrederea în guvernanții anterior, fie s-au dezamăgit în guvernanții
de astăzi. Noi avem nevoie de încredere și avem nevoie de un viitor. Acest viitor mai este posibil, este posibil cu noi și el nu poate fi decât unul luminos. Înainte, spre primărie. Corneliu, îți mulțumesc foarte mult. Stimați prieteni, și acest eveniment l-am dorit un pic altfel, să nu fie cu discuții, cu discursuri prea lungi. Pentru noi a fost important să punctăm principalele probleme și principalele soluții în viziunea noastră, cum vedem noi rezolvarea acestor probleme în municipiul Chișinău. De acum încolo avem încă foarte mult de lucru până la 5 iunie. Vom încerca să fim prezenți la ușa fiecărui locuitor a capitalei, în fiecare localitate din suburbii, în așa fel ca să le spunem oamenilor că se poate, că dincolo de jocurile politice, primăria poate fi administrată eficient. Că politica nu se face doar prin jocuri, dar există responsabilitate, există curaj, există decență și există obraz, dacă vreți, sau bunul simț, cum o numim noi alteori. Eu vreau să mulțumesc în primul rând colegilor care s-au alăturat. Vreau să declar public, contrar tuturor sau în pofida tuturor presiunilor care se fac asupra persoanei mele, asupra membrilor echipei mele, vom merge mai departe. Vreau să le transmit un mesaj public celor care cred că prin presiune pot zădărnici mersul nostru înainte, să nu-și irosească timpul, banii, energia și efortul, pentru că nu vom da atenție acestor demersuri. Vom merge mai departe pentru că știm exact ce avem de făcut. Eu vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la acest eveniment. În primul rând vreau să mulțumesc mass media pentru interesul manifestat față de acest eveniment. Vreau să vă spun că acest panou va rămâne azi aici la intrarea în Aleea Clasicilor pentru ca mai multă lume să aibă posibilitatea să-și noteze problemele pe acest panou. Vreau să mulțumesc tuturor, să vă doresc sănătate și încă o dată să aveți o credință puternică că putem reuși, că putem ajunge la o viață normală în care să ne considerăm și să ne simțim oameni în mediul în care trăim. Mulțumesc încă o dată și Doamne ajută înainte!